lovitură încasează în ficat Moroșanu, lovitură de genunchi, arma principală a englezului. Respiră cu greu, numărat de Cezar Gheorghe. Mamă. Nu cred că va mai continua acest meci. Moroșanu spune că mai poate, acea zonă îi va provoca dureri foarte mari. Insistă cu genunchiul semn, deocamdată blochează 3-4 lovituri consecutive de genunchi Moroșanu. Trebuie să se miște Moroșanu acum, să fie inteligent, să nu stea în lui englez, să nu dea ocazia să lovească cu genunchiul. Și știa că aceasta este lovitura cea mai puternică a lui Daniel Sam. Trebuie să-i tai distanța, să mă duc în lateral, în dreapta lui și să fiu agresiv cu brațele, cu coșele, spunea Moroșanu. Și iată, a fost surprins chiar în debutul luptei. Foarte bine se mișcă însă Daniel Sam. Și mare ăsta, mă, bulangiu ăsta de nebun. Suntem la jumătatea primei reprize. A început foarte greu de meci pentru Cătălin Moroșanu, fața lui Daniel Sam. S-au amenințat cei doi ieri la cântar. Să te fac să suferi, a spus Moroșanu lui Sam. Tu vei fi cel care va simți durere, a răspuns englezul. Și deocamdată Moroșanu a simțit durere. Foarte periculos. Se bagă Moroșanu sub adversarul său. Se expune la acele lovituri de genunchi. Puternic susținut în aceste momente Cătălin Moroșanu. Mai puțin de o minut de această rundă. Puternic lovește cu genunchiul în continuare Daniel Sam. Teribile aceste lovituri de genunchi. Va fi un plus pentru Moroșanu dacă va termina această repriză în picioare, însă mai este mult până la final. Deci va mai reveni puțin la acel minut de pauză. Se aruncă în atac Moroșanu cu acele croșee clasice. Așa, frate, dă-i, dă-i. Lovitura moldovenească. Dă-i Moroșanu. Da, slăbi și arbitru ăla, că era foarte gras. Trebuie acolo de Daniel Sam. Bine, tata, bine, bine. Păgat-o ce bun asta de aia. Foarte grea luptă pentru Moroșanu. Dă-i, mă, mamă, o stângă acum. Gata, a scăpat pauză. Bă, da, bronzat, eu stau mai mult ca să știu. Final de rundă. Încurajat de-a dragul său, Mihai Constantin, Cătălin Moroșanu, are probleme și la arcadă Moroșanu. Ce spuneam că după ce ai ieșit din show-ul Dansez pentru tine pe care l-a câștigat, a fost făcut knockout în 24 de secunde de Zimmerman. Era foarte aproape să fie făcut knockout, cam tot vreo 20 de secunde și de... E slăbit, m-a slăbit omul de... A rezistat Moroșanu. Nu are amintiri cu aceste lovituri și Freddy Chemaio la prima lor întâlnire la Kio în Amsterdam l-a făcut knockout pe Moroșanu, tot cu lovitură de genunchi. Cătălin a câștigat următoarele două lupte cu Chemaio. Hai, bătat, hai, rupe-l. Pe bronzatul ăsta, hai. Hai, Cătălin. De startul celei de-a doua runde. Și a mai revenit luptătorul nostru, însă de fiecare dată... Mamă, ce a dat-o, mamă! Mamă, ce a dat-o! Bine, tate. Bine, tate. Atmosfera a explodat după lovitura lui Cătălin Moroșanu, care, iată, și-a revanșa.